Reprezentativa de futsal a României se pregătește pentru barajul de calificare la campionatul european de anul viitor, ce va fi găzduit de Serbia. Astăzi, de la ora 19, în sala sporturilor Romeo Iamandi din Buzău, tricolorii vor întâlni Ungaria, în prima manșa a play off ului Euro 2016. Intrarea spectatorilor la meci este liberă. Returul este programat pe 22 septembrie de la ora locală 20-21 ora României, la Debrecen. Din lotul convocat de selecționerul Zoltan Iacob, pentru confruntarea cu Ungaria fac parte și jucătorii de la Autoberga Modeva, Petri Șortonița, Florin Ignat, Cristian Matei, Adrian Pânzaru, Sabolcmania. Opt echipe sunt deja calificate la turneul final programat în perioada 2-13 februarie în Serbia. Pe lângă țara gaz de la Euro 2016 vor mai fi prezente Rusia, Spania, Italia, Ucraina, Slovenia, Croația și Portugalia. Acestor reprezentative li se vor alătura încă patru în urma jocurilor de baraj. România sau Ungaria, Cehia sau Belarus, Azerbaijan sau Slovacia, Bosnia-Herzegovina sau Kazakhstan. În cadrul campionatelor naționale de tir cu arcul desfășurate la Iași, sportivii de la SCM Deva Minerul la Ninoasa, pregătiți de Viorel Hăbian, au avut o evoluție remarcabilă, obținând șapte medalii, dintre care una de aur, cinci de argint și una de bronz. Răzvan Marco a devenit campion național la senior și vicecampion la echipe, împreună cu Daniel Călin și Ghenadie Iepure, și la mixt împreună cu Simona Băncilă, care a mai obținut bronzul la senioare. Medalia de argint a fost câștigată de Luminița Boroș, iar Gigi Pușcă a fost al doilea la compound individual și la echipe, alături de Radu și Alexandru Rădoi. Arcașii și Hunedoreni au mai obținut și două locuri patru prin Andreea Urițescu la senioare și juniorul Sebastian Trestian. Recent la Eforie Nord s-a desfășurat cea de-a 28-a ediție a, 28 -a ediția unui turneu internațional de șah, Memorialul Gheorghe Cristian, pe mai multe categorii de vârstă, la care au participat și trei sportivi de la CS Vulcan. În întrecerea juniorilor sub 10 ani, în secțiunea celor mai mici de 8 ani, vulcaneanul Eduard Berechet cu 5 puncte a fost primul, iar colega sa de club, Diana Petculescu, s-a clasat a treia cu 4 puncte. La categoria general sub 10 ani a evoluat și Raul Girxis, care a acumulat 4,5 puncte într-o competiție desfășurată în sistem elvețian cu 8 runde. Șahiștii de la Vulcan sunt pregătiți de Alina Postul de la CSM Petroșani, între cele două cluburi din Valea Jiului, existând o bună colaborare.